Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video să facem un unboxing la un ATV KXD. Este vorba de un model 2021. Se numește ATV Discovery. Așa, este un o copie după Renegade-ul de la Lombardia, de la BRP. Ce să vă spun? Haideți să vedem ce modificări s-au făcut, ce îmbunătățirii s-au adus și ce s-a păstrat. Desfacem cutia și să vedem ce avem înăuntru. Ok, avem un cadru de protecție metalic, să nu pățească ceva. După cum vedeți, avem aceste plasticuri la roți, care dau foarte frumos. Așa, portbagajul. Aici avem fuzeta. Uitați și botul. Okay. Haideți să desfacem cadrul și să dăm mai departe. Sticărele sunt ceva mai groase, par plastifiate așa. Avem un scris aici pe SHA, KXD Germany. Da. Ce avem aici? Avem LED-uri. Ceasul. Da. Ce se mai vede aici? Să văd niște amortizoare reglabile, foarte frumoase. Da, să vedem ce îmbunătățiri mai avem. Haideți să ne apucăm de montat. Ok, l-am suspendat ca să putem să lucrăm mai bine. Să vedeți cum arată și la înălțime. Are botul acesta care pare foarte fioros. Suspensia spate la fel, reglabilă. Arată foarte bine. Haideți să ne apucăm să-i punem roțile.
ok, am pus siguranțele, am pus capacele de protecție, ne mutăm la partea din față, o să punem piulița la amortizor, o să punem etrierul de fuzetă, capătul de bară, să ne apucăm de treabă. Introducem butucul cu discul de frână, distanțierul și piulița. Acum venim cu etrierul. Fixăm etrierul de fuzetă. Ok, acum punem bieleta. Și cu roata. Și pe partea cealaltă. Ok, am umplat și roțile. Acum urmează ghidonul cu ceasul de bord. Masca aceasta față vine foarte frumos cu ceasul. Punem și handboard-urile.
La fel și în partea cealaltă. Ok, am pus și celălalt handguard. Acum bulbarul de pe față. Ok, venim și cu oglinzile. Cam așa arată din față. Cam așa arată botul, da? Așa am pus portbagajul, stopul, mai are un spătar, îl punem și pe acela. Da? Și imediat facem și o constatare la ce s-a modificat la acest model. Ok, e gata. Haideți să recapitulăm ce avem nou la acest model. Primul rând, ce se observă, avem aceste amortizoare cu reglaj foarte, foarte frumoase. Nu știm și cât de eficiente, dar o să testăm. Avem frânare pe disc și pe față. Așa. Avem handguarduri, oglinzile acestea model nou cu o formă foarte frumoasă aerodinamică. Așa, ceasul de bord. Așa, mai departe, scărițele sunt metalice, foarte rezistente. Așa, avem spătar pe partea din spate. Așa, amortizorul pe spate la fel este reglabil cu aceste inele foarte, foarte frumoase colorate. Da. Și cam astea sunt diferențele notabile ce se văd la prima vedere. Acum o să urmeze și un test drive, să vedem ce poate, să vedem dacă sunt ceva modificări și pe partea de transmisie și pe partea de motorizare. La prima vedere pare același motor. Nu ar avea de ce să schimbe pentru că este un motor foarte fiabil și foarte foarte ok, adică are destul cuplu pentru un asemenea ATV, dar urmează să testăm să vedem dacă au fost modificări și pe partea aceasta. Haideți să-l și auzim cum pornește și cum se aude motorul. Uitați ceasul, este foarte frumos. Avem posibilitatea să alegem mai multe culori de nuanțe de fundal. Da? Ok, haideți să-l pornim să vedem cum se aude. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.